am introdus pentru prima dată accesul la tratament gratuit în cazul verozilor. Trebuie să spunem lucrurilor pe nume. 100 și ceva de mii de copii anual, noiembrie, decembrie, ianuarie, februarie, se îmbolnăvesc și fac viroze. Și de ce copii? Pentru că copiii au imunitate mai mică și pentru copii participă în colectivități, unde în ianuarie, în noiembrie s-a îmbolnăvit de o infecție respiratorie virală, care e rinovirus, în decembrie adenovirus, în ianuarie bucovirus și așa fiecare 2-3 săptămâni, familiile care au copii mici și care merg în grădinițe, 2 săptămâni îl duce la grădiniță, 2 săptămâni îl tratează acasă. Din punct de vedere a sistemului de sănătate, problema, această problemă era, devenea una din ce în ce mai complicată, pentru că virusurile devin din ce, mutează și devin din ce în ce mai agresive, pe de-o parte, imunitatea copiilor, mai ales în condițiile în care nu sunt alimentați corect sau nu au acces la toate tratamentele, devine mai slabă și aceasta a început să devină o povară pentru părinți, în primul rând, care plăteau aceste tratamente. Noi am intervenit și am introdus pentru prima dată interferon gratuit pentru acești copii. Vreau să vă spun că cel puțin pe 2 luni noi avem analiza, noiembrie și decembrie, impactul este unul semnificativ și se simte. Deci, pe lângă faptul că 57.000 în mediu, 56.000 de rețete compensate, de fapt gratuite, au fost prescrise pentru interferon, asta înseamnă că 57.000 de familii au primit medicament gratuit pentru a-și trata copilul de viroză. Știți cum noi măsurăm asta? Și vreau să mulțumesc Domnului că nu s-a întâmplat nimic. Noi nu am avut niciun deces în țară, în rândurile copiilor, de complicații ale infecțiilor respiratorii. Pentru noi asta este un exemplu clar că politica a fost una corectă. Da, sezonul de infecții respiratorii încă continuă. Adică, Doamne ferește, se mai poate întâmpla undeva. Dar, prin faptul că noi am oferit acces, asta înseamnă că acea mamă care anul trecut, într-un sat anume, cu 1-2 copii, care tușea, care avea semne clare de infecție virală, nu se ducea la medic pentru că fie știa că medicul o să-i dea rețetă, dar el nu are bani să-i cumpere medicament, fie că medicul o să-i spună sau ea știe, dar el se duce în farmacie și în farmacie nu este medicamentul și a fost situații când interferon a lipsit în piață. Și ce se întâmpla? Dădea acasă ceai cu zmeură și lapte cu miere și din păcate ajungea în spital cu pneumonii complicate și din păcate și cazuri de deces. Iată faptul că noi ne-am reușit în acest an acest impact este dovada clară că politicile statului trebuie să fie orientate cu o țintă anume și trebuie toate resursele mobilizate acolo. Pentru 2017, care sunt prioritățile sau perspectivele noastre? Noi vom revizui cu siguranță lista de medicamente compensate și revizuirea va avea câteva obiective. În primul rând, după cum am spus, trebuie să revizuim încă o dată maladiile. Atunci când am introdus în octombrie câteva 12 maladii, unele din ele au demonstrat impactul, altele mai puțin, doar 300-400 de pacienți pe țară, respectiv s-ar putea să reevaluăm. Doi, faptul că multe medicamente sunt compensate 100%. Scopul nostru este pentru copii, ele să rămână 100%. Pentru maturi, noi trebuie să identificăm soluția ideală pentru a mări lista de medicamente compensate, dar în limitele bugetului care îl avem, asta înseamnă că s-ar putea să mergem pe altă formulă. Nu compensăm procent din costul cutiei medicamente, dar compensăm o sumă fixă. Și atunci pacientul, în dependență de ce resurse suplimentare are disponibile, să accepte un medicament mai ieftin și atunci nu plătește deloc suplimentar sau un mai scump și plătește 10 lei sau 20 de lei pe cutie, indiferent de substanța activă care o are. Asta la capitolul medicamente sau compensate. A doua, noi vom continua programele naționale și oferirea accesului la tratament pentru pacienți cu hepatită. Vreau să vă spun că acele plângeri care le aveam în anul trecut m-au determinat să căutăm soluții pentru aceste două probleme mari. Pacienții cu hepatită și pacienții care așteaptă endoproteze. Cu hepatită mă bucur că ne-a reușit și iarăși este un rezultat evident al Centrului Unic de Achiziții în Sănătate. Când au făcut caietele de sarcini așa mod că au scos toate detaliile care limitau concurența, când au oferit posibilitatea tuturor producătorilor care există în lume, chiar dacă nu erau înregistrați în Republica Moldova, le-am spus, veniți la licitații, dacă oferiți cel mai bun preț, noi vă obligăm în termen de 3 luni de zile, să vă autorizați în Republica Moldova. Evident, am verificat dacă sunt autorizați în alte țări și iată așa am reușit să scădem drastic prețurile la medicamente și ceea ce s-a întâmplat în Republica Moldova,
practic este o premieră, pentru că acești producători, cu așa preț jos, încă nu au vândut nicăieri niciodată. Poate au mai fost tentative în Georgia cu 2 ani în urmă, dar prețurile acolo erau mult mai mari. Iată, noi astăzi avem aproape, ieri, erau 2568 de pacienți, care în noiembrie anul trecut nici nu sperau că o să aibă tratament pentru hepatita C. Acum ei deja sunt puși pe tratament, noi în aprilie o să începem să-i evaluăm și ne dorim foarte mult, iată, să repetăm această procedură, să mai cumpărăm în tratament pentru vreo 3000 de pacienți și iată așa, pe toți cei care sunt bolnavi de hepatită, în 2-3 ani, să eradicăm practic această patologie. Pe de altă parte, problemele de sănătate publică nu trebuie să se refere doar la tratament. Și aici revenim la profilaxie. O problemă care se atestă în Republica Moldova este nerespectarea calendarului de vaccinări de către părinții dezinformați. Și aici Ministerul Sănătății va interveni cu emisiuni, cu filmulețe, cu spoturi video, să le explicăm părinților ce înseamnă, Doamne ferește, un copil bolnav de poliomielită sau rotavirus sau rujeolă. Și, știți cum, din păcate, politica asta, una falsă de antivaccinare, dă roade negative. Vedeți în România ce se întâmplă. Câți copii au decedat de rujeolă, copii care puteau să fie salvați dacă părinții acestora, și nu acestora copii, a altor copii, și-ar fi vaccinat toată populația. În Ucraina, cu 2 ani în urmă, au apărut primele cazuri de poliomielită. Deci noi o să vorbim despre asta public ca să convingem părinții că nu este suficient, Doamne ferește, dacă te-ai bolnăvit de hepatita B sau C, să aștepți ca Ministerul Sănătății să trateze. Trebuie să accepți vaccinarea de hepatita B atunci când este cazul, ca atunci când ajungi mare, să nu contactezi această boală sau să fii